Locuitorii de pe strada Craznei din municipiul Zalău s-au pregătit la fel ca și anul trecut cu saci de nisip în fața porților pentru a împiedica apa din drum să le intre în curte, iar unii și-au cumpărat barcă pentru eventualele inundații care ar putea avea loc. Din anul 2010, oamenii se tem că locuințele le vor fi devastate de fiecare dată când plouă mai abundent. La o ploaie torențială de 10-15 minute, subsolurile și curțilele sunt inundate de apă. Demersuri și măsuri pentru prevenirea inundațiilor nu au fost luate decât verbal. Canalizările nu fac față și refulează prin tot Zalăul, iar apa pluvială nu se varsă în canale de scurgere, ci le ocolesc. Cetățenii spun că de 2 ani trăiesc același coșmar din cauza lucrărilor de canalizare recent făcute. Să sperăm că rafalele de ploaie care se pot abate asupra orașului să nu prindă din nou în off-site autoritățile locale. Nimeni când e apa mare, mă. Bă, nu scoate pe. Tu nu mă auzi, Nicu. Lasă-mă. A, tu numai așa evrei. Bă, dar sigur că da, și atunci îți rămâne asta acolo, măi. Nu e la așa. Și atunci când vine doar o ridicăm, și rămâne ridicat, nu se mai blochează. Așa, mă. Și rămâne acolo jos atunci. Hai că facem așa un pic, ce, știi, no, lucrul de ala. Nu, mă, că atunci nu se mă duce până jos, mă, că se blochează. Bun. Las-o, așa, așa. 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 Super. Bun. Și aici, aici o facem jos cu un nod de ala așa extra. No, și uite așa ne pregătim frumos, barcile spuse, tot. No. E super, no. Ia să vedem cu ce lucru am făcut noi aici. Să-i frumos, lasă-l jos. Lasă-l jos. Uite. Și când vine, atunci numai l-a ridicat sus și gata. Ăsta merge jos, nu curcă pe nimeni, nici circulație, nici nimica. Că dacă nu o sfură, să-l mai spui. Nu. Și cu asta gata. Deci asta s-a spus.